În ultima parte a emisiunii am văzut un material cu date dintre Antonia și Valentin. Antonia spunea că a fost foarte emoționată în timp ce se plimba pe acolo și pășea pe, la altarul acela fals, bineînțeles, care era amenajat în acea hală și apoi a spus că cei doi se simt mai apropiați, că e totul bine între ei, timp în care se auzeau niște râsete înfundate, și doamna Simona a întrebat ce se întâmplă, de ce se uită în partea aceea și râd. Iar atunci au început cu toții să râdă, spunând că doamna Maria a cam ațipit, a luat o somnul pe doamna Maria. Acum nu știm dacă din cauza oboselii sau a subiectului. Și doamna Simona a început să râdă și s-a terminat emisiunea, așa, într-o notă mai pozitivă. Dar vom vedea mâine cine va mai râde pentru că avem o cursă de eliminare și unul dintre băieți va părăsi competitiv.